Bună seara și bun venit, dragi prieteni, la emisiunea Vieți Schimbate. Iată-ne din nou împreună în această emisiune în care dorim să găsim liniște pentru sufletul nostru, dar și provocări prin care să ne dorim mai mult de la viață, prin care să dorim să excelăm, prin care să dorim să atingem culmi mai înalte cu ajutorul lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni cred că lumea aceasta a spiritualității și lumea Bibliei sunt plictisitoare, sunt pentru oamenii slabi de îngeri, pentru oamenii care n-au ce face, pentru oamenii ratați, pentru oamenii nerealizați, însă este total fals. Pentru că oamenii superficiali au citit Biblia cu niște ochi miopi, din cauza aceasta rezultatele au fost nedorite și nu au reprezentat ceea ce își dorea Dumnezeu de la ei. Dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, putem vedea că oamenii mari ai lui Dumnezeu au trăit la un alt nivel viața. Și același lucru îl dorește Dumnezeu de la fiecare dintre noi, să trăim cu semnificație viața aceasta, să ne dorim lucruri mărețe, să trecem prin viața aceasta și să lăsăm urme pentru generațiile viitoare, să creăm istorie. În Sfânta Carte a lui Dumnezeu găsim sute de exemple de oameni care pur și simplu au înțeles menirea aceasta. Găsim și exemple de oameni care n-au înțeles ce dorea Dumnezeu de la ei. Găsim și în zilele noastre oameni care nu înțeleg pentru ce trăiesc și nu trăiesc viața la acel nivel pe care îl dorește Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu nostalgie de vremurile de școală, fie că e vorba de școală primară, fie că e vorba de școala gimnazială, liceu sau facultăți. În fiecare stadiu al dezvoltării am avut mentori, am avut oameni de la care să pot învăța. Am avut în clasa întâi o învățătoare, doamna Gavrilescu, pe care o port în suflet și astăzi. Mi-aduc aminte la o festivitate de sfârșit de an, după ce doamna s-a despărțit de noi, am făcut doar un an cu dumnea ei în ciclul primar, după aceea s-a transferat la altă școală și, atașându-se de mine, mi-a dat o carte de fabule pe care mi-a scris o dedicație, pe care o am și acum acasă și le-o arăt copiilor mei, chiar le citesc fabulele acelea de Tolstoi, în care mi-a lăsat o parte din sufletul ei. N-am cum să uit pe doamna Gavrilescu, n-am cum să uit profesorii din gimnaziu, unii din liceu, care au lăsat din sufletul lor în viața mea. Și de multe ori mă trezesc citându-i, de multe ori mă trezesc că imit anumite exemple pe care ei mi le-au dat. Mi-aduc aminte cu drag și de un profesor de istorie, îl chema domnul Puf, chiar așa îl chema domnul Puf, care avea un dar de a preda istoria extraordinar. Nu trebuia să scrii foarte multe în caiet, îți făceai niște schițe, dar rămâneai în minte cu materia, așa drag și așa pasiune punea în predarea istoriei, încât pur și simplu multe lucruri le țin minte și acum. Și atunci când se întâmpla să fim împreună clasa A cu clasa B, pentru că erau mai multe clase în același an, se întâmpla că pleca profesorul sau se îmbolnăvea și trebuia să-l suplinească și chema două clase, stăteam îngrămădiți câte 3-4 în câte o bancă și nu auzeai nici musca în timp ce domnul Puf ne povestea. Avea un dar extraordinar de a te capta și chiar dacă eram noi mai șugubeți, așa mai poznași câteodată, când venea domnul Puf la ore, era liniște. De ce? Pentru că omul acesta ne iubea, pentru că omul acesta făcea lucrurile cu pasiune, pentru că omul acesta trăia în acea vocație de dascăl. Foarte puțin dintre noi trăim viața aceasta ca pe o chemare, ca pe o vocație. Credem că ne-am născut doar ca să mâncăm, să plătim facturi și să trăim la nivelul acesta mundan. Însă Dumnezeu vrea să înțelegem că fiecare dintre noi avem o chemare. Și poți să vezi în
orice domeniu, că vorbești de business, că vorbești de vânzări, că vorbești de o anumită meserie, că vorbești de dascăl, de profesor, de preos, de pastor, de scriitori, de realizator, de regizor, de ce vreți dumneavoastră? Poți să vezi dacă cineva trăiește la nivel de chemare viața sau dacă trăiește viața la un nivel superficial, de bios. Chiar în limba greacă există doi termeni pentru viață. Bios, care înseamnă viața aceasta obișnuită, viața biologică, și zoe, care înseamnă viața din belșug, viața filozofilor, viața oamenilor care se realizează, viața oamenilor care trăiesc la un alt nivel mental, spiritual și axiologic viața aceasta. Și dacă ne uităm în jurul nostru, ne dăm seama că există foarte mult potențial, foarte multe vieți irosite, pentru că oamenii nu-și înțeleg deloc chemarea. În Cartea lui Dumnezeu întâlnim multe provocări. Întâlnim momente în care Dumnezeu face chemarea unora dintre acești oameni să se ridice la un alt nivel. Unul dintre oamenii aceștia a fost Moise. Încă de mic a primit această provocare din partea lui Dumnezeu. Faraon ar fi vrut să îl reducă la tăcere, să-l omoare, însă Dumnezeu i-a transmis mamei sale acest curaj prin care să-l salveze și, ca un paradox, a crescut în casa criminalului, în casa faraonului care i-ar fi dorit moartea. Pentru că avea o chemare de care a devenit din ce în ce mai conștient prin educația pe care a primit-o mai întâi de la mama lui. I-a spus, vezi, tu faci parte din poporul acesta, tu ai o chemare deosebită, Dumnezeu te-a scos din ape și te-a salvat spre deosebire de ceilalți ca să faci ceva măreț. După aceea a plecat la curtea regală, a fost educat acolo, a învățat științele care erau pe vremea aceea chiar foarte dezvoltate și a căpătat o altă chemare, aceea de a fi prințul Egiptului. A intervenit acel incident în viața lui, Moise a trebuit să plece în pustie și 40 de ani a avut chemarea de a învăța de la viața aceea dură și simplă de păstor să fie umil, să asculte glasul lui Dumnezeu, să se mulțumească în viață cu mai puțin, dar mai puțin din punct de vedere material, nu neapărat din punct de vedere spiritual, pentru că legătura cu Dumnezeu a avut-o. Și după acești 40 de ani în care în viața lui Moise parcă nu se întâmplă nimic interesant, lucrurile merg oarecum într-o rutină, nu știm foarte mult ce s-a întâmplat, Biblia nu dă detalii ce s-a întâmplat în cei 40 de ani cu deamănuntul, dar după 40 de ani de pustie și de viață de păstor, Dumnezeu îl cheamă pe Moise și vorbește în mijlocul unui rug aprins în pustie. Are o teofanie printre stânci, printre dunele de nisip, printre cactus și tufele acelea mai uscate sau mai verzi. La un moment dat, Dumnezeu îi vorbește din mijlocul focului. Chemare la o misiune măreață în pustiul acesta. Ce să cauți acolo? Cum să fie Dumnezeu interesat să cheme pe cineva într-un loc care nu promite nimic? Nu este un templu, nu este o moschee, nu este un loc de pelerinaj. În mijlocul pustiei să ai parte de o revelație? Da. Dacă ai ochi să vezi și urechi să auzi, Dumnezeu îți vorbește oriunde. Și chiar dacă ai avut o viață care n-a însemnat nimic până atunci sau până în prezent, Dumnezeu poate să-ți ofere o chemare, să te ridice mai sus. Însă tu trebuie să te oprești din rutina zilnică și să-ți iei timp să asculți glasul lui Dumnezeu, să vezi ce vrea să spună. În capitolul 3 din Cartea Exodului, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb sau Sinai.
Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Poate că Dumnezeu îți vorbește printr-un rug aprins, poate că Dumnezeu îți vorbește printr-un accident, poate că Dumnezeu îți vorbește printr-un om, poate că Dumnezeu îți vorbește printr-o carte, poate că Dumnezeu îți vorbește prin anumite situații, circumstanțe și oportunități pe care le aduce în viața ta. Și tu poți să treci pe lângă ele nepăsător, să spui, a, rug, băi, incendii sunt atâtea în pustiu, ce e ceva miraculos că se aprinde un foc aici, în căldura aceasta? Mă duc mai departe. Am mai văzut eu incendii, am mai văzut eu flăcări de foc, am mai văzut eu focuri în pustie. Nu mă interesează. Însă, s-ar putea ca anumite lucruri care se repetă în viața ta la un moment dat să nu fie identice cu ceea ce a fost înainte. Și tocmai un element obișnuit, banal chiar, s-ar putea să-ți schimbe viața dacă ai ochi să vezi, dacă ți iei timp să observi și dacă ai urechi să descifrezi ceea ce vrea să spună Dumnezeu. Moise a zis, fiți atenți că aici este elementul care transformă viața lui Moise dintr-o viață obișnuită într-o viață trăită ca o chemare. Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce, observați reciprocitatea. Putea Moise să zică, nu mă interesează. Însă Moise vede, se oprește și după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că și Dumnezeu la rândul lui a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! Și Moise răspunde, iată-mă! Observați acest joc al omului cu Dumnezeu, acest joc de comunicare. Dumnezeu îți transmite un mesaj, uneori codat, îți iei timp, te oprești, analizezi, îți dai seama că e prezența Lui, că e o oportunitate pe care ți-o pune în față și după aceea, trăind în starea aceea de liniște, de revelație, Dumnezeu începe să-ți vorbească, să te strige. Să știți că revelațiile nu sunt pentru indiferenți, pentru oamenii care trec ușor prin viață, pentru oamenii superficiali, pentru oamenii care nu sunt obișnuiți să analizeze lucrurile și pentru oamenii care nu-și doresc să lase ceva în urma lor. Da, poate că au anumite sclipiri de moment, dar nu poți vorbi de o revelație, de o chemare care are o continuitate, care lasă ceva în urma ei. Poți eventual să găsești niște cratere în viața omului, naștere, botez, căsătorie, moarte, gropi mari, poate mai făcut câte ceva pe aici, pe acolo, dar nu vezi o continuitate, o creștere prin care omul s-a dezvoltat și a început să scrie ceva în viața lui care contează cu adevărat. Dumnezeu i-a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Cum pământ sfânt? Pustiu ăsta, pământ sfânt. Vor spune unei, jobul ăsta, un loc sfânt. Ocupația asta, un loc sfânt. Ceea ce fac eu, business-ul meu, un loc sfânt. Biserica, un loc sfânt. Ne-am obișnuit. Și am dat la o parte sacrul din viața noastră ca element, ca structură de gândire și sufletească. Am dezbrăcat de sacru tot ce se putea dezbrăca din viața noastră. Și nu mă refer doar la elementele bisericești. Mă refer la elementele vieții. Munca nu mai este binecuvântată și sacră pentru noi. Este ceva de care ar trebui să te scapi. Familia nu mai este ceva sacru de care să te apropii cu teamă, cu reverență și
pe care s-o protejez ca pe o comoară. A, e așa, un contract social, ne chinuim unul pe altul, o viață întreagă, ne certăm, ne împăcăm, iar ne certăm, iar ne împăcăm. Și e așa, un mediu în care trebuie să stai că dă bine, nu vrei să fii criticat de mediul conservator, de mediul tradiționalist, de mediul religios și rămâi acolo și băltești în familie, știți? Apoi, dacă e vorba să vorbim de formarea noastră, de chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o potrivit cu darurile pe care le avem. A, ce ești? Păi, pastor. A, un job. A, ce ești? A, învățător, cadru didactic. A, un job. A, păi, ce ești? Păi, sunt mecanic, frezor, strungar și așa mai departe. Ei, în trecut, parcă toate aceste preocupări sau alte preocupări, că vorbim de meserii sau de slujbe clericale sau artistice, oamenii luau mai în serios ceea ce făceau și exista dimensiunea aceasta spirituală în viața lor. Dacă era sculptor, puteai să vezi spiritualitatea în sculptura aceea. Dacă era pictor, puteai să vezi flacăra de divin, dacă era muzician la fel, dacă era lemnar, orice ar fi fost, puteai să vezi amprenta aceea a divinului. Uitați-vă la casele vechi, uitați-vă la edificiile vechi. Oamenii puneau semnificație, puneau acea greutate și acea amprenta sufletului în ceea ce făceau. Uitați-vă acum, chestii pătrate, uniforme, termopane, cât mai simplu, cât mai superficial, gata, am terminat, am vândut, s-a rezolvat. Și când te uiți ce rămâne în urmă, îți dai seama că de fapt nu rămâne mai nimic. De ce? Pentru că mai nimic din suflet n-a fost pus acolo. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată. Și bineînțeles, când s-a întors Dumnezeu, i-a spus, Moise, vezi că tu ești deja pe un tărâm sfânt. Tărâm sfânt, ce este tărâmul sfânt? Viața este un tărâm sfânt. Sănătatea este un tărâm sfânt. Familia este un tărâm sfânt. Anturajul este un tărâm sfânt, dacă îl faci așa cum trebuie. Da? Biserica este un tărâm sfânt. Locul în care lucrezi este un loc sfânt. Mersul pe stradă poate fi un loc sfânt, în care ai revelații, în care Dumnezeu îți vorbește. Întâlnirea, relaționarea cu oamenii poate fi un tărâm sfânt. Dar ne-am obișnuit atât de mult, chiar în interacțiunea unii cu alții și în relațiile superficiale, încât totul a fost golit de dimensiunea sacrului. Bă, mă, fă, du-te, mă! Deci niște ciobănisme sociale și relaționale prin care pur și simplu ne-am declasat cu totul. De la Doamnă, Domnule, vă rog, mulțumesc, ați putea, niște imperative necioplite care pur și simplu golesc de tot ce este frumos și sacru viața noastră. Moise a văzut, revelația s-a oprit și Dumnezeu a început să-i vorbească. Când a văzut înălțimea chemării lui Dumnezeu, ca orice om responsabil a zis, Doamne, îmi pare rău, dar parcă nu pot să fac. Și într-adevăr, dacă ești un om, ai două șanse, ori ești om leneș și te ferești de muncă, ori ești om responsabil și spui, mă depășește lucrul acesta, îmi dau seama că este o slujbă prea importantă, însă deosebirea între unii și alții, între lene și cei care vor să-L urmeze pe Dumnezeu, este că la un moment dat acceptă povara aceasta și acceptând povara aceasta și chemarea lui Dumnezeu de a trăi viața ca pe o chemare, încep să crească, să devină niște oameni cu adevărat extraordinari. Și Moise, în cele din urmă, la insistențele lui Dumnezeu, primește chemarea aceasta. Și din momentul în care primește chemarea, apar provocări, apar piedici, apar amenințări, apar tot felul de lucruri negative în viața lui, care îi amenință chiar viața, cârtiri, nemulțumiri, tot felul de tensiuni și de certuri cu poporul care trăia la nivelul ăsta, jos, 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 viața doar la nivel de bios.
N-avem pâine, n-avem apă, n-avem prepelițe, n-avem pești, n-avem praj, n-avem usturoi, n-avem pâine, n-avem carne, n-avem ce era în Egipt. La nivelul ăsta trăiau majoritatea dintre ei. Dar oamenii ăștia n-au făcut istorie. Oamenii aceștia n-au rămas în istoria biblică prin care se spună, da, domnule, uite, niște oameni care au realizat ceva. Au fost niște cârcotași care s-au mulțumit să treacă prin viață într-un mod superficial, la nivel de bios, de animal. Mâncăm, ne certăm pentru chestii ieftine și asta e. Și lucrul ăsta se întâmplă în societate, lucrul ăsta se întâmplă în biserici. De ce? Pentru că oamenii nu trăiesc viața ca pe o chemare. Însă Moise a înțeles după aceea unde îl chema Dumnezeu să trăiască. Și a suportat multe împotriviri, multe cârtiri, multe nemulțumiri. Și când nu mai putea, mergea la Dumnezeu. Doar Dumnezeu îl înțelegea și doar Dumnezeu spunea, Moise, merge înainte. Lasă să se cârtească. Mai cheamă pe 1, 2, 3, 70 pe lângă tine să vadă care este povara ta. Dar tu mergi înainte. Și într-adevăr, dacă ne uităm la concluzii, la viața lui Moise, la ceea ce a însemnat ea pentru poporul lui Dumnezeu și pentru istoria biblică și chiar și pentru istoria profană, putem să vedem că n-a mai existat om ca Moise, pentru că Moise a trăit viața ca pe o chemare. Și putem merge și în alte zone extra-scripturistice, unde putem găsi oameni care au trăit viața ca pe o chemare. Da, te uiți la mari compozitori, la pictori, la artiști, la oameni care au lăsat ceva în urma lor. Ei n-au luat viața ca așa o supraviețuire de la o zi la alta, dacă am bani fac lucrul ăsta, dacă nu, nu. Nu, ei au trăit pentru ceea ce au făcut. Și de asta putem vorbi de un Da Vinci, de asta putem vorbi de un Michelangelo, de asta putem vorbi de un Haydn, de asta putem vorbi de un Beethoven, de asta putem vorbi de un Edison, de asta putem vorbi de un Alexander Fleming, de asta putem vorbi de un Henry Ford și de alții și alții care au binecuvântat societatea și lumea prin ceea ce au făcut. Și sunt convins că avem și astăzi suficienți oameni pe care să-i luăm ca model. Dar noi ne uităm pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook și luăm doar junk-urile sau oamenii care sunt sclipitori pe din afară, dar goi pe dinăuntru, care nu spun nimic. În afară de niște poze foarte bine realizate, viața lor nu spune absolut nimic. Da, cuvinte multe, marketing acolo, foarte mult, dar nimic. Care este produsul vieții lor? Euul. Totul este despre ei. Totul este despre viața lor, care nu spune absolut nimic. Moise, spune cuvântul, la sfârșitul vieții, s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Erihonului și Domnul i-a arătat toată țara Galaad, de la Galaad până la Dan. Și după ce i-a arătat toată țara, a murit acolo în țara Moabului și spune versetul 6 din capitolul 34, cartea Deuteronomului, Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de astăzi. A fost un om extraordinar, un om mare, care și-a trăit viața ca pe o chemare, dar Dumnezeu n-a vrut să-i se știe mormântul, să nu se facă acolo loc de pelerina, să tocim pietrele alea sau marmura, pentru că nu asta vrea Dumnezeu de la noi, să devenim niște papagali, niște oameni care doar se duc în anumite locuri din snobism sau, eu știu, dintr-o oarecare religiozitate, dar pentru care nu înseamnă mare lucru. Nu le transformă viața, nu le schimbă viața cu adevărat. Dacă ar fi așa cum se spune în cele mai multe cazuri, toți cei care merg la locuri de pelerinaj ar trebui să devină niște oameni excepționali, să fie transformați imediat ce au luat contact cu locul acela sacru în care vin, în care se închină, în care fac tot felul de ritualuri. Ar trebui să fie transformați și viața lor să fie cu totul și cu totul alta. Se întâmplă lucrul ăsta, dar de unde? Comerț
și marketing ieftin. Poate fi și religios, dar viața lor, în afară de un fior, o simțire, o trăire, nu prea se schimbă foarte mult. Dacă se schimbă, este caz fericit. Dumnezeu l-a îngropat în vale și nu s-a cunoscut și nu se cunoaște mormântul până în ziua de astăzi. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit, vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Și fiți atenți, că se spun câteva lucruri despre Moise aici și aș vrea să le luăm la suflet și în minte, să înțelegem prin ce a fost măreț Moise, de ce s-a diferențiat de mulți alții, ce a fost deosebit în viața lui. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului. Zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. Și după aceea, în concluzie, versetul 11 și 12, cartea Deuteronomului spune următoarele. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ceea ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări și în ceea ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Niciunul. De ce? Pentru că Moise a înțeles că viața lui este o chemare la ceva măreț. N-a fost aplaudat de toată lumea. A avut mulți împotrivitori, a avut mulți cârcotași. A avut oameni care la un moment dat au vrut să-l omoare. Însă Moise a înțeles că viața lui este o chemare la ceva măreț. Să ia un popor de sclavi și să-i ducă într-o țară, să-i facă oameni liberi. Știți, noi întâlnim tot felul de provocări astăzi. Că vorbim de lumea afacerilor, că vorbim de biserică, dacă vorbim de lumea educației. Ne place să mergem în zona de confort. Acolo unde este deja succes, acolo unde sunt realizări, hop, și noi ne trezim într-o funcție, într-un post administrativ și, oh, ce frumos este să fii manager, să fii director, să fii profesor, să fii în slujbele acestea. Toată lumea să te aplaude, să lucrezi doar cu premianții și cu oamenii motivați. Însă nu asta este provocarea pentru mine și pentru tine. Provocarea pentru mine și pentru tine, ca sarea pământului și lumina lumii despre care vorbește Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie după Matei, este să te duci în locurile întunecoase, în locurile neprielnice, în locurile unde nu promite nimeni nimic, în locurile aride și să schimbi ceva. Asta este provocarea. Și asta înseamnă să transformi viața ta dintr-o viață obișnuită într-o viață de tip chemare. Moise a înțeles lucrul acesta. Oamenii mari ai lui Dumnezeu au înțeles chemarea care venea din partea lui Dumnezeu și s-au comportat ca atare. N-au avut o viață roz. N-au avut o viață în care lucrurile au mers grozav. Însă, când te uiți la viețile lor, îți dai seama că s-a meritat efortul, îți dai seama că oamenii aceștia au înțeles pentru ce trăiesc, îți dai seama că oamenii aceștia l-au atins pe Dumnezeu în ființa lui, prin ceea ce au făcut, prin ceea ce au vorbit, prin ceea ce au lăsat în urma lor. Scânteia divină se poate vedea în viața lor. Întrebarea este, se poate vedea în viața mea și în viața ta acea scânteie divină, acea flacără a excelenței, acea sclipire dumnezeiască. Și aici nu vorbesc despre religia asta ieftină pe care am împachetat-o în tot felul de cutii și ritualuri și care sunt bune. Dar sunt atâția oameni, dragii mei, care merg la biserică, care fac lucruri religioase, care sunt religioși, dar nu-L ating pe Dumnezeu. Nu-I ating pe semeni. Nu simți divinitatea în ei arzând. Nu simți. Se mulțumesc cu lucrurile superficiale, funcționale. Ce faci? Bine. Cum ești? Bine. Altfel bine. Rest bine. Și atât. Nu trec dincolo. Nu trec dincolo. Și se vede lucrul acesta.
Și parcă nu-ți place să trăiești în preajma unor astfel de oameni cu care n-ai ce discuta altceva decât niște lucruri convenționale, simple, ieftine, eventual niște trivialități, niște glume proaste și cam atât. Însă în momentul în care ești un om care caută ceva și întâlnești un om care are chemare, nu te mai saturi să pleci din preajma lui. Nu te mai saturi să-l auzi vorbind. Nu te mai saturi să conversezi cu el. Parcă îl cunoști de o viață. Ai atât de multe lucruri de discutat. Și fiecare cuvânt, fiecare frază pe care le rostește, parcă vin direct de pe buzele lui Dumnezeu. Unde este dimensiunea aceasta a vieții în care ne apropiem ca de un tărâm sacru de viață? Ca de o chemare, pentru că acolo este Dumnezeu. În pustiul acesta al vieții aglomerate, stresante, în care trăim, tu să-L vezi pe Dumnezeu și să-I ajuți pe alții să-L vadă pe Dumnezeu, să găsească liniște, să găsească pace, să găsească profunzime, să găsească acel caracter și acea chemare din partea lui Dumnezeu. Unde sunt oamenii aceștia? Au cam dispărut. În Sfânta Evanghelie după Luca găsim două alte mari chemări și aș vrea să înțelegeți cheia în care pun în context aceste chemări ale lui Dumnezeu. Pentru că nu toți avem aceeași chemare, nu toți suntem chemați să fim profeți, nu toți suntem chemați să fim Mesia. Iisus a avut o chemare unică, Ioan Botezătorul a avut o chemare unică, dar fiecare dintre noi avem o chemare unică în domeniul în care activăm. Și în viața fiecăruia dintre noi trebuie să se vadă acea scânteie divină care vine din Dumnezeu. Altminteri, trăim viața aceasta degeaba. Chemarea lui Dumnezeu pentru Ioan, prorocul, pe care o surprinde atât de bine Johann Sebastian Bach în lucrarea sa religioasă Magnificat. Surprinde acel moment în care cele două mame, mama lui Ioan Botezătorul și mama lui Iisus Hristos, se întâlnesc și vorbesc despre minunea pe care a creat-o Dumnezeu în pântecele lor. În lucrarea aceasta, Bach surprinde extraordinar măreția lui Dumnezeu, în care prorocul care pregătește calea Domnului, mama prorocului care a pregătit calea Domnului, se întâlnește cu mama lui Dumnezeu. Sunt niște momente de o înălțare extraordinară și dacă ascultați acele fraze muzicale compuse de Johann Sebastian Bach, o să vedeți cum surprinde acele cuvinte ale Mariei din cântarea sa de la versetul 51 până la 56. El spune așa: El a dat putere, a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. În momentul în care soliștii cântă aceste cuvinte în această piesă muzicală Magnificat, în momentul în care descrie înălțarea celor smeriți, Bach folosește gamele ascendente și în momentul în care vorbește despre cei bogați și puternici, cei mândri pe care Dumnezeu îi trimite de la sine, folosește gamele descendente. Chiar și stilistica a reușit să surprindă lucrurile acestea într-un mod extraordinar. Oamenii care trăiesc la nivel de chemare viața nu trec prin viață neglijenți. Mama Sfântului Ioan Botezătorul a simțit că în pântecele ei se întâmplă o minune dumnezeiască. Maria a simțit că în pântecele ei la fel se plăsmuiește o minune dumnezeiască. Și în momentul în care
cei doi s-au născut în lumea aceasta, au binecuvântat lumea cu viața și lucrarea lor. Repet, nu suntem toți chemați să fim Ioan Botezătorul. Nu suntem toți chemați să fim Mesia, este unul singur. Dar toți suntem chemați să fim sare și lumină. Și de aici nu putem pleca. Putem să ne schivăm noi, să zicem, a, păi nu, că nu sunt eu Mântuitorul, nu, că nu sunt eu Ioan Botezătorul. Așa este. În ceea ce privește chemarea și lucrarea, nu suntem toți chemați să facem ceea ce au făcut ei, dar suntem chemați să fim un glas în lumea aceasta și să trăim viața aceasta la un alt nivel. Cum a trăit Ioan Botezătorul, cum a trăit Iisus Hristos viața aceasta ca pe o chemare? Nu mai departe decât capitolul 3, îl întâlnim pe Ioan Botezătorul care a pregătit calea Mântuitorului în acțiune, în misiune. Și aici putem vedea câteva caracteristici ale oamenilor care sunt vizionari și care trăiesc viața ca pe o chemare. A venit din pustie, în jurul Iordanului, și a mai predicat într-o predică faptul că Ioan și oamenii lui Dumnezeu își găsesc puterea și acea scânteie divină în singurătate, în solitudine. A venit din pustia Iudeii ca să predice. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Cu alte cuvinte, treziți-vă din amețeala aceasta a rutinei zilnice și începe să trăiți cu adevărat o viață așa cum vrea Dumnezeu. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. În momentul acesta mi-a dat Dumnezeu un gând. În ceea ce privește semnificația acestor cuvinte, da, în antichitate se practica lucrul acesta, când venea împăratul, se netezeau cărările, se astupau gropile, se pregătea calea împăratului și orice lucru care putea să stea în cale și să fie nepotrivit, să stăvilească sau să împiedice drumul împăratului, era dat la o parte pentru ca totul să fie ok, să fie bine pentru monarh. Însă exact aceasta este caracteristica oamenilor care trăiesc la nivel de chemare viața. Pentru ei nu există imposibil, pentru ei nu există vale, pentru ei nu există munte, pentru ei nu există obstacole ridicole. Dacă e nevoie, astupă gropile, netezesc munții și rad tot ce este barieră în viața lor. Nu există imposibil dacă ai chemare și simți lucrul acesta, că Dumnezeu te-a pus să faci ceea ce trebuie să faci. Nu există imposibil. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Asta înseamnă să trăiești la nivel de vizionar. Nu un vizionar romantic care stă toată ziua și visează, ci un vizionar pragmatic. Care sunt piedicile? Astea le înfruntăm. Dăm la o parte. Mutăm munții. E nevoie de astfel de oameni care să motiveze, care să tragă după ei. Oamenii care s-au obișnuit cu viața și pentru care viața nu mai aduce nimic excepțional. Nu mai aduce nimic interesant. Nu mai aduce nimic care să stârnească entuziasmul. S-au obișnuit acolo. În viață. Însă vine câte un om vizionar de felul acesta și spune, hei, trezește-te! Trebuie să mergi pe aici. Păi da, nu, că e în stânga, e în dreapta, tot să luăm pe aici, pe acolo, nu, e imposibil. Zice, nu, facem drumul drept. Și așa s-a întâmplat. Mi-aduc aminte de Alexandru Macedon, care atunci când a trebuit să cucerească Tirul insular, o cetate imposibil de cucerit, le-a trimis prima dată un mesaj și le-a spus, fiți atenți, dacă vă predați de bunăvoie, soarta voastră o să fie mai dulce. Dacă nu, o să fie vai de voi. Și bineînțeles că au zis, fii serios, noi avem mare aici ca protecție, vii tu să ne ameninți pe noi. Stai liniștit acolo și vezi de treabă. Și ce a făcut nebunul ăsta? Vizionar. A croit drum prin mare, a făcut un dig, a luat
a dărâmat cetățile din jur, a luat stânci, a luat pietre foarte mari și a făcut un dig până la Tirul insular. Nu există imposibil. Poftim noi să nu putem să ajungem prin mare. Și Tirul insular a fost cucerit. Pentru că a existat un om cu viziune și care nu credea în imposibilități de genul acesta. Și a spus, trebuie să ajungem acolo. Bineînțeles, era vorba de război, dar vorbesc aici de determinare, de motivare, de acea chemare lăuntrică, de a face ceva. Și în momentul când simți chemarea aceasta, nu mai există imposibil. Ioan a zis, pregătiți calea Domnului, trebuie să faceți orice pentru ca împăratul să vină în viața voastră. Și ca un om vizionar, n-a acceptat niciun compromis în viața lui. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el, adică oamenilor superficiali cărora le plăcea să se mintă. Dă bine botezul, hai să ne botezăm cu toții. Dă bine să fii nu știu cum în societate, hai să facem cu toții același lucru. Dar suntem ridicoli și trăim într-o societate a oamenilor ridicoli care vor să pară ceea ce nu sunt. Vin să-ți vorbească de familie când familia lor este praf, vin să-ți vorbească despre bani când ei n-au bani, vin să-ți vorbească despre parenting când familiile lor sunt praf și pulbere și copiii sunt pe pustii. O societate a impostorilor în care important este să zici și tu așa ceva din gură. Dar nu ai acoperire în viața ta în ceea ce privește domeniile despre care vorbești. Ioan zicea, faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă, avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice pe fiii lui Avram. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Cu alte cuvinte, tot ce nu este autentic va fi retezat. Pe Dumnezeu nu poți să-L păcălești. Și până la urmă, tot ce nu este autentic nu are viață lungă. Pentru că oamenii se duc pe fir, îl păcălești poate un an, doi, trei, o lună, două, trei. Dar după aia când vede că nu ești ceea ce spui, zice om, nu mă interesează, nu vreau să aflu mai multe. Nu vreau ca să am de-a face cu tine mai departe. Și Ioan a zis, dați la o parte orice falsitate, orice duplicitate, orice fel de a fi care n-are de-a face cu realitatea. Credeți că voi cum botez îl impresionați pe Dumnezeu? Crezi că dacă faci anumite lucruri artificiale, viața ta se schimbă? Nu. Apoi, le-a dat în față câteva lucruri practice. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Cine are două haine, să împartă cu cine nu are niciuna. Cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vameși. Noi ce trebuie să facem? Păi, ce să faceți? Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Cum? Dar noi, aici, oala asta cu smântână și păroata de cașcaval, să nu luăm și noi, să mai luăm o șpagă, o mită, ceva, mai tăiem, nu tăiem factura asta, să mai șmecherim câte ceva. A zis eu, nu. Dacă vrei să trăiești viața la nivel de chemare, dacă vrei să fii un tiriplici din ăsta care se joacă de-a Dumnezeu și de-a religia și de-a biserica și de-a chemarea și de-a viața și de-a moartea și de-a fandoselile astea religioase, poți să faci lucrul ăsta dacă vrei să fii om serios. Nu poți să-ți permiți luxul acesta. Să nu cereți nimic mai mult peste tot ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări și să nu vinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Și la un moment dat îl întreabă, norodul era în fierbere, în așteptare. Ești tu acela, ești tu Mesia, ești tu omul lui Dumnezeu, ești tu prorocul. Și tendința, ispita cea mai mare a oricărui om care se ridică deasupra celorlalți este să zică, da, domnule, eu, uite, am făcut asta, am făcut asta, uite, realizările mele, eu, peste tot, numai eu, auzi.
Te saturi, ți se face silă de atâta eu. Însă, Ioan a avut acea măreție și a simțit chemarea lui Dumnezeu și a zis, nu, eu sunt acela care nu sunt vrednic nici măcar să dezleg încălțămintea din picioarea celui ce urmează să vină. El trebuie să crească, eu să mă micșorez. Dacă vă uitați în istoria sacră și în istoria oamenilor care au făcut ceva pentru lumea aceasta, o să vedeți că modestia și umilința au fost punctul lor forte. Da. Marele pictor Goya a fost întrebat cu câteva clipe înainte de moarte, ce faceți, maestre? Încă mai învăț. Încă mai învăț. Mari oameni ai lui Dumnezeu, mari artiști, oamenii care au realizat ceva, au dat dovadă de modestie. N-au zis, eu, cum este societatea superficială în care trăim. Peste tot numai eu, un eu superficial, un eu al imbecililor, un eu al parveniților, un eu al mediocrilor, un eu care nu excelează cu nimic. În afară de spoială și marketing, nu are nimic de zis. Și cu toate acestea, eu este peste tot. Însă acest tip de viețuire n-are nimic de-a face cu viața trăită în felul unei chemări. N-are nimic de-a face. Da, poți să faci multe valuri, dar știți cum e, ce e val, ca valul trece. Și după aceea nu rămâne nimic. Pot spune eventual oamenii, da, a fost un mare om egoist. Atât. Și în urma lui nu rămâne absolut nimic. Chemarea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine este aceea de a înțelege unde vrea Dumnezeu să fim. De a asculta chemarea lui, de a-i răspunde și de a ajunge acolo unde Dumnezeu vrea să ajungem. Să trăim niște vieți împlinite, niște vieți fericite, să trăim niște vieți care contează cu adevărat, vieți valoroase. Nu vieți de oameni isterici, nu vieți de oameni egoiști, nu vieți de oameni care cred că viața este doar pentru ei și despre ei. Și acel model de noblețe pe care l-am văzut la Moise, la Ilie, la Ioan Botezătorul, la Iisus Hristos, acel model de viață de tip chemare, în care îți urmezi chemarea, oricât ar fi de greu, oricât de multe piedici ai întâmpina, oricât de multă împotrivire pentru a realiza planul lui Dumnezeu. Aceasta este viața la care ne cheamă Dumnezeu. Vieți de tip chemare. Câți dintre noi mai înțelegem că viața este cu adevărat o chemare?